Este destul de greu să mă apuc să vorbesc pe Virgil Morcan, care și-a permis să vorbească liber cu o archețe de excepție. El care este un vorbitor de înalt nivel, dar foarte rezumativ. Asta ne-a făcut o mică demonstrație. Din păcate, o să te las să citesc, pentru că atunci când a apărut cartea lui Gabriel Stan în 2005, eu am făcut un eseu pe care el spune că l-a publicat undeva, abar n-am, nu știu unde. Nu să vi-l citesc, că e mare, o să vă citesc câteva clipe din el. Dar trebuie să fac o mică paranteză de apropo de ce spusese Virgil. Vorbea despre fizica cuantică, ea devine o cacofonie sublimă pe care o acceptăm, da? Întâi am acceptat Biserica Catolică. Acum pe tot Banca Comercială Română. L-am acceptat pe Caragiale. Banca Comercială Română. Și acum fizica cuantică, care ne arată o chestie formidabilă. Că, nu e, că timpul nu există. De ce vă fac această afirmație? Pentru că citind cartea lui Gabi Stan, acolo unde descoperi 12 însușiri umane despre care noi știam că sunt 5 și că de fapt celelalte ar putea fi dezvoltate, provocate, intuite în anumite condiții, toate astea se petrec în afară oricărui timp. Fizica cuantică ne spune că dimensiunea spațiului nu este fixată în cele stabilite de fizica clasică, de fizica euclidiană, și anume faptul că acolo unde există lumină și declasarea ei la acea viteză uriașă, timpul se oprește în loc. În momentul în care se oprește timpul în loc, singurul element care domină acel spațiu virtual, acel spațiu de fapt de înțelepciune nimic, este lumina. Numai de aceea îmi permise să fac o mică definiție, nu știu dacă n-am riscat prea mult, să văd în Dumnezeu că este esența luminii, de fapt. Acolo unde există lumină, nu există umbră, nu există semne de întrebare. Cele 12, dacă vreți, elemente vitale ale existenței compozite omului în acest labirint în care noi supraviețuim, noi trăim într-un labirint, evident, sunt foarte bine redate. Cartea parcă este extrasă undeva într-un manual luat din Evul Mediu, acolo unde alchimiști încearcă să dezvolte subiecte greu de atins. Gabi Stan le aduce în timpurile noastre și le expune ca pe o promisiune care ne apropie foarte mult de adâncurile noastre insondabile de cele mai multe ori. Acest material despre Gabi Stan se numește un risc asumat, are un motto, să nu ieșim din noi ca dintr-o cușcă, cușca de care se vorbea. Marele inconvenient al lecturării cărții de debut al Gabriel Stan, atunci era tocmai debutant, se referă la impasul creat deja de imaginea lui de pictor carismatic, nici de cum de imaginea lui ca scriitor. Deși avertizați de vreme de tentațiile acesteia de a se disimula în literă, acolo unde arta plastică, purtând semnătura sa cu multiplele exprimări ideatice ce solicitau decriptarea din desen și culoare în logaritmi intuitivi și apoi cuantificarea lor sub forma semnului semantic, necesita durată și inițiere, din care cauză forma lui de exprimare plastică îi devenise cumva restrictivă. Nimeni nu a crezut că artistul plastic va îndrăzni un atare exercițiu livresc. Trebuie să afirmăm cu toată deferența că prin Gabriel Stan am descoperit de ani bun o pensulă de reală unicitate în peisajul general și generos al altelor plastice de la lui și de aiurea, și că prin acest surplus valoric și-ar fi fost lui sieși suficient. Multiple expresii din țară și străinătate în stânge ar stăni invidia oricărui artist, comenzile din ce mai numeroase, l-ar fi obligat la o focalizare exclusivistă, fără a mai pomeni de desele sale exerciții de erudiție desfășurate în sălile Cronartului și plus din Brașov, cu ocazia unor vernisaje sau altor lansări culturale. De unde atâta timp pentru toate și de unde încă o rezervă pentru scrierea unei cărți? Și vom vedea că nu este vorba despre o carte obișnuită, ci despre una aproape liturgică. Dacă nu ar fi intervenit un anumit tezis, asupra cărora vom insista în cele ce urmează, aproape tezis și de partea liturgică a cărții. În volumul Labirintul celor 12 simțuri, apărută la editura Cronan în 2005, cu un cuvânt înainte semnat de sociologul Claudiu Coman, pe care aș vrea să-l văd astăzi aici, nu știu de ce nu e, pare la prima vedere un discurs multiplu și incomprehensibil despre însușirea omului devenită avatar, de a poseda pe lângă cele 5 simțuri clasice, văzul, auzul, mirosul, gustul, tactilul, încă 7 simțuri pe care spiritul economiei acestui discurs le vom cita ca atare. Așa se la simț, este simțul identității sau al sinelui, al 7-lea, simțul comunicării,
Al optulea este simțul ludic, al nouălea simțul harului sau al abilităților speciale, al zecelea simț este simțul perfecțiunii, al 11-lea simț este simțul civic sau prieteniei, iar al 12-lea, cum s-a mai spus, simțul sacralității. Delimitarea planologicii imediate a acestor simțuri ce par firești odată ce sunt elevate, nu se putea realiza fără riscul căderii într-un praxis de tip didactic. Un studiu sec despre acestea s-ar fi transformat într-un manual contestabil și deși pernicios. Ceea ce diferențiază primele 5 simțuri față de cele aduse în discuție Gabriel Stan, determină deosebirea între fondurile pedagogice care s-ar recomanda să fie tratate cursanților. Pentru că este evident că autorul a convenit asupra riscului de a cădea într-un didacticism fals, chiar erudit fals, ceea ce ar fi transformat volumul într-o lucrare tezistă, după cum spuneam. Gabriel Stan a fugit nu de contestări, dușmanul fi avut și el ca orice om de valoare. El s-a ferit de futilul posibil acolo unde, prin superficialitate și neglijență de stil, ar fi simplificat până la anulare totul. Modelul Nicolae Iorga, așa cum l-a descris din Mihaela, este edificatorul în explicitarea unui anume stil, să-i spunem, bază relief de a prezenta o factologie complexă. La un moment dat, citez, avea iluzia că se îndepărtează de la subiectul început și tratat. Gravă eroare. Era permanentă temă cu variațiuni și de fiecare dată, ca într-un sistem telescopic, o metaforă mărea pe alta, o imagine ilumina pe alta, așa cum o ramă de tablou dă sens uneori însuși tabloului. Închid citat. De aceea, acest volum nu este lesnicios deloc ca lectură. La prima vedere, te ciumești un spațiu multiplu, aproape lucubrant, în care planurile se intersectează în afara tramei, adică dincolo de logica firească a unor conflicte fiere și idei. Ca cititor cât de cât avizat, retrăiești sentimentul că ai în față varianta autohtonă al lui Umberto Eco și te înarmezi cu răbdare pe care ai descălcit aia de cărți. Nimic însă nu te apropie de esența textului de volumul silnic în ordinea paginilor. E ca și cum ai încerca să pătrunzi în ceață folosindu-te de lumina unui licurici. Precum ideea că, citesc, sfatul duhovnicesc este în forma subtilă a jocului în parabolă închis, așa va fi și raportarea gnoseologică la text, pentru că, citesc, omul nu se regăsește pe crucea ce îi semnalează mormântul, omul se răstignește în carte. Închid citatul Gabriel Stan, pagina 7. Este întreaga adevăr mășie sintactică a cărții un îndemn aproape ocult, de a nu căuta imediat filmul logic al ei, ci o anume conexiune, favorabilă în plan sensitiv, de implicarea suflet spiritului într-un mod care să evoce informația și să nu o pronunțe. Este o provocare la descoperirea interiorității sacre pentru a înnobila dincolo de cuvânt. Intuirea semnelor care compun ideea prin ascultarea propriei sacralități poartă numele de serendipitate, iar simbolurile, rod al gândirii semiotice, desăvârșesc drumul spre cunoașterea adevărului. Dacă până aici autorul acestor rânduri critice a fost suficient de limpede, înseamnă că poate continua în plan analize critice asupra volumului în labirintul celor 12 simțuri. Și acum închei, pentru că asta e un preambul. Va trebui să pomenesc de unul dintre mentorii, dacă vreți, al Gabriel Stan, un om pe care lumea nu-l cunoaște. Sau l-a uitat. E vorba, dacă vă aduceți, de filozoful Costel Ionescu, brașovean, asupra căreia, cine știe, îi păsează respectul și, dacă vreți, memoria vie, pentru că el vine cu niște lucruri absolut inedite. Și zic, este evident că toate cele 7 simțuri interioare, tratate în volumul său de Gabriel Stan, se bazează pe sinergia simțurilor specializate ce organe specializate, adică cele 5 simțuri consacrate de toată lumea. Celelalte 7, cele metafizice, au fost până în prezent parțial necunoscute și confundate. Să fie aceasta cauza pentru care omenirea s-a înfundat deseori în propria neputință, neputință transformată lesne în păcat, în renegare, în desacralizarea ființei naționale? O evidentă inutilitate a lumii prin potențializarea la maximum a păcatelor ar deveni o realitate după modelul Sodomei și Gomorei, care, după cum știm cu toți, au fost aruncate în neam de voința divină. Citez. Dacă lumea ar fi inutilă, ar dispărea într-o secundă, închid Gabriel Stan. Acest fapt nu s-a petrecut cu noi, încă. Și poate explicația ar pleca din direcția inițiaților, a celor care au conștientizat cu toată ființa lor metafizică cele 7 simțuri, păstrând pentru memoria permanentă a umanității actul de recunoaștere al facerii cu tot ce rezultă de aici. Citez. Dacă lumea s-ar fi smintit, aceasta nu trebuia să iubrească pe apostol să propovăduiască închid Gabriel Stan. E vorba chiar și de sminteala de a crede că lumea este condusă de societăți oculte, secrete. Manipularea ține de uzitarea premeditată reunată a celor 3 chei armonice despre care s-a vorbit mai sus
dar ea este inconsecventă cu sine pentru că este creația omului, el însuși fiind de natură inconsecventă. Omul pur este de sorginte solomonic, știe că nu cade o frunză fără ca Dumnezeu să știe. Lipsa unor răspunsuri face din ființa umană ordinară un teren fertil oricărei manipulări. Regula orânduită de Sfinx este întrebarea fără răspuns. Suspensia angajată permanent. Adâncirea tainei și trimiterea omului spre soluții în care nu cuvântul este cel care dă verdictul ontologic. Cel ce scapă în viață din fața Sfinxului este, citez, doar acela care înțelege reverberația muzicii sacerdotale, a unei proiecții generale a făpturii colective, umanitatea. Taina tainelor a fost, de asemenea, ocultată un timp. Doar în secolul XVIII oamenii au aflat că sunt egali și frați în fața justiției imanente. Uitaseră de foarte mult timp că s-au mai considerat toate egali și frați într-o dreptate a lui Iisus Hristos. Au descoperit egalitatea, frățietatea și libertatea, dar l-au uitat pe Dumnezeu, chicitat lui Gabriel Stan. Primul pas în relevarea soluției ar fi să nu fie disprețuit omul din fața ta, pentru că mereu îți este cu ceva superior. Este un prim pas prin sperenie, iar acest înțeles proiectat la începutul mileniului 3 poate determina marea revelație, adică Apocalipsa. Varianta propusă de Gabriel Stan este cea a marii arte a acestui nou mileniu, care, citez, ne va arăta imagini negândite ale suflet Spiritului Sacru. Umanitatea nu poate trăi fără artă, fără sublim, fără perfecțiune, fără sfințenie închid. Aici nu putem să nu evocăm figura luminoasă unentă mentorului Stan, scriitor și gânditorul Costel Ionescu, din păcate insuficient cunoscut în lumea culturală românească. De fapt, volumul lui Gabriel Stan a avut curaj să se așeze în fața Sfinxului și să-l provoace la propriei revendicare. Ambele părți pot consensual stabili că rolul făpturii leonine cu chip de om este pe care să fie pus la indexul istoriei pentru că, citez, Sfinxul este răspunsul demonic al trecutului. Și atunci, cine și ce ne poate duce către planul cunoașterii superioare? Conștientizarea celor 12 simțuri ale omului poate fi una din căile în care să ne armonizăm și să acceptăm infinitatea de infinituri, veșnicia și absolutul, cu chicitatul Gabriel Stan. Un atare delicat și profund de mers livresc ar pune sub semnul întrebării competența autorului acestei cărți, deosebit de riscante, prin îndrăzneala de a clinti mituri și predanii. Teama de la început și a autorului și a cititorului se vor fi stins odată cu închiderea ultimei pagini, atunci când sentimentul lucrului binefăcut se instalează cu siguranță. Niciunul din ei nu ascunde totuși remanența unui prison metafizic. Cunoașterea obligă și la mai multe. Dar până unde? Până unde? Și cercul întrebărilor începe, dar în plan superior. Asta înseamnă că viața își poate continua nestingherită ciclurile. Citez. Din spatele celor 7 cupe au apărut 7 îngeri, celor 7 îngeri le fură date 7 trompete. Închid. Vă mulțumesc. Thank you.
Hai să-i.